După... Bună seara, doamnelor și domnilor, așa cum cred că ați început să vă obișnuiți în fiecare vineri seara la ora 21, suntem împreună la emisiunea Cronica Giurgiuvean. Invitatul meu din această seară este un om politic pe care eu îl apreciez foarte mult, pentru faptul că nu încearcă să se ascundă după deget, totdeauna, absolut totdeauna spune lucrurilor pe nume, iar în relația cu media are un tip din ăsta tranșant, direct, care de regulă nu știu dacă îi face neapărat un favor datorită faptului că dumnealui este un om atât de deschis, dar să lăsăm vorbele și să vi-l prezint pe invitatul meu din această seară. Este domnul deputat Marin Anton, membru UNPR. Astăzi. Astăzi, da. Bună seara, mulțumesc de invitație. Domnule deputat, mi-ar place să vorbesc cu dumneavoastră de livada cu meri, nu de livada cu vișine. Trebuie să pot povestea astăzi dumneavoastră. De livada cu prun, de livada Pavlovici cu meri. Anton Pavlovici Cehov, nu? Da, da. Nu. Livada nu ne permite viața pe care o trăim. Mi-ar place să vorbim de lucruri frumoase, dar vedeți, se produc așa niște evenimente din asta, o sinergie a faptelor care nu ne dă voie să vorbim de lucruri frumoase. Și ați văzut și... Deci am venit aici să vorbim despre lucruri frumoase. Da, eu îmi doresc lucrul ăsta. Da. Ați văzut acum... Nu, eu nu înțeleg. Ce cu exodul ăsta al sirienilor, doamne? Ce se întâmplă cu ăștia? Acum, trebuie să fii... Astăzi trebuie să fiu puțin diplomat așa și nu... Nu trebuie să... E un lucru umanitar. Ce se întâmplă acolo, toată lumea... iau partea pozitivă, partea bună a lucrurilor, fuge din calea războiului și au statut de refugiați, nu de emigranți, pentru că e o deosebire între refugiat și emigrant. Da. Ei sunt aduși în Europa, chiar dacă e un business aducerea lor în Europa, și ați văzut că toată lumea știe asta. În orice caz, trebuie să ne asumăm valorile europene, trebuie să facem și noi ce se face în Europa. Ei fug din calea războiului și din calea... Cel puțin asta este motivul de care îl invocă ei. Și da, trebuie să mergem și pentru ei și pentru toată lumea pe credința că spun adevărul. Până la proba contrară, spun adevărul. Dacă mă întrebați pe mine direct, eu sunt pentru a lua cota noastră parte, chiar dacă este impusă de Uniunea Europeană. Eu vă spun astăzi, cu toate că am mai spus-o undeva, aș lua la mine în zona mea de lucru la câteva familii, 25-30 de oameni, câteva familii care să le acord adăpost și locuri de muncă, pentru că ei sunt primiți ca refugiați astăzi, ăsta e statutul lor, de refugiat, nu de emigrant, da? Refugiatul stă în tabără de refugiați, primește o anumită doză de bani, care e foarte mică, din care se hrănește și are minimum de trai. Nu li se oferă locuri de muncă, nu sunt luați să muncească, nu sunt tratați altfel decât ca și refugiați. Sunt și excepții, ați văzut că sunt în Europa și în lume, chiar și doamna Merkel și a oferit cazare pentru... Da. Deci, un răspuns diplomatic. Păi v-am spus că, fiind în zona diplomatică, o să dau un răspuns diplomatic în seara asta. Nu știu, dar uităm un lucru. Nu, dar haideți să punem partea umanitară înainte de toate și buna lor credință. Că În cadrul tuturor refugiaților și tuturor acestui exod de oameni care vin, pot fi și oameni răi, ISIS, oameni trimiși special ca să facă rău europeilor. Ei sunt arabi. Sunt foarte bine organizați. Până la proba contrară, eu cred că lumea europeană, civilizația europeană, gradul de cunoaștere din Europa, gradul de autoapărare, de protecție al statelor europene, pot acest grad de protecție
poate duce la... Vă aduceți aminte de războiul rece? Vă mai aduceți aminte de declarația Chinei? Când a spus ei cât au, 1 miliard și vreo 330 de milioane, nu? De mai mult acum. Probabil, nu mai știu. Așa. Și au spus în perioada aia, zice, doamne, noi nu trebuie să luptăm, noi ne predăm, venim cu câteva sute de milioane și ne predăm. Prizonieri de război. Nu, v-am ocupat, nu cred, cu foarte mare atenție, nu e cazul de atunci, cu foarte mare atenție pot fi supravegheați, pot fi... Da. Pot fi izolați și pericolul pot fi... De ce le facem? Îi ținem în lagăr? Păi, tabără de refugiați. Da. Eu dacă fac procedere, nu știu, să mă duc, nu știu care e procedura, dacă vreau să vină la muncă la mine în livadă 25-30 de oameni, nici nu știu care e procedura exactă, procedura legală ca să îi poți lua de acolo. Un om foarte bun, sincer vă spun. Haideți să vorbim despre un lucru care... vedeți, noi, mie îmi place să discut despre problema asta de lucrurile bune, noi, mai puțin de lucrurile rele. De regulă. Suntem foarte ospitalieri. Suntem ospitalieri, îi ajutăm deschiși pe străini. Dar uităm un lucru. Noi, în țara noastră, avem oameni mai amărâți decât ăștia. Domnul Mandu, și nu văd nicio preocupare. Domnul Mandu, stați un moment. Până să-mi facă mie rău un emigrant, un refugiat din Siria sau de unde veni, care o să pătrundă în România. Da. Păi, dacă stai și mă analizezi pe mine, câte rele mi s-au întâmplat mie din politica giurgiuveană în ultimii 4 ani de zile, să știți că nu cred că poate să-mi facă acest refugiat mai rău decât mi-au făcut giurgiuvenii mei. Prieteni unii. Da. Prieteni de viață, om care l-am ținut așa în puf. Deci niciodată nu o să-mi facă un refugiat ce mi-a făcut. Eu nu vorbesc de prieten. Un prieten. Nu de prieten. Deci să știe. Ferește-mă, Doamne, de prieten, că de dușmanul ferește-mă. Așa că nu vorbim de prieteni, nu? Vorbim de situația că, nu știu, griji trebuie să ne facem. Clar, griji trebuie să ne facem. Dar merg și vreau să cred partea pozitivă a lucrurilor. Și decât să zic, este ușor să spui nu vreau, nu pot, nu se poate. Nu, haideți să încercăm. Bun. Să putem. Pentru că sunt și ei niște oameni, haideți să încercăm să-i ajutăm. Că pot fi pericole, că se pot întâmpla lucrurile, să fim mai prevăzători și mai atenți la tot ceea ce se întâmplă, că avem tehnica și știința necesară a ne proteja. Teoretic. Nu teoretic, practic. Nu, hai să sărim de subiectul ăsta, că nu vreau să... Da, vreau să vă spun ceva legat de sirienii ăștia. Mă uitam la sirienii ăștia și știți că la noi, la Giurgiu, astea în ultima perioadă, prins cu alte probleme, nu v-am mai văzut să stăm de vorbă și vă mulțumesc că ați acceptat să veniți acum. N-ați vrut să stați de vorbă, că de fiecare dată când mă invitați la o discuție, sunt deschis oricărei discuții. Nu știu dacă sunteți informat, dar zona Istru acolo se petrece ceva care e împotriva firii, împotriva a ceea ce noi numim oameni sau de asta, om. De asta se petrece? Nu se petrece de asta. Deci, eu știu de când am venit în Giurgiu în 2010, un contact cu ceea ce e mai rău în Giurgiu și cum trăiesc oamenii mai prost în Giurgiu. Cred că niciunde în județul Giurgiu nu se trăiește mai prost decât în zona Istru. Știți că s-a demolat un bloc acolo, da? Da. Știți că s-a mai început demolarea unuia din greșeală? Nu e nimeni vinovat. Nu vreau să comentez. Deci nici eu nu vreau să comentez lucrul ăsta. Deocamdată. Eu nu vreau să comentez deocamdată. De unde putea? Legal, primarul nostru are dreptate. Pe oamenii ăia trebuie să-i dea afară de acolo. Nu se dea afară. Legal, legal, domnul primar. Dacă mă întrebați pe mine, ce trebuie să... Ar trebui să găsească un loc unde să fie pus cel puțin o perioadă de timp până când repară sau se întâmplă ce se întâmplă acum. Poftiți? Nu cunoaște declarația domnului primar, care a spus că pe dumnealui nu-l interesează ce se întâmplă cu oamenii ăștia.
Mai mulți politicieni ca și dumneavoastră au aceeași poziție. Ascultați-mă, domnul primar, domnul primar, ca un, dar nu cred că a făcut așa în greșeală. Domnul primar, care nu este un tip de ieri de azi în politică și e un tip destul de, de abil și cunoscător bine al politicii giugiuvene, nu cred că a spus că nu ne interesează ce, ce se întâmplă cu oamenii de acolo. Sub cuvântul dacă, spus, dacă nu aveți încredere cu cuvântul meu, am înregistrat. Ok, dacă a spus, a fost rușinat sau cine știe în ce context a spus-o. Dar ca om politic, niciun om politic, nu numai, de oriunde, nu poate să spună că nu-i interesează ce se întâmplă cu oamenii și mai ales oamenii care îl votează. Deputat, poziția pe care o adoptați dumneavoastră, au mai adoptat-o și alți politicieni. Unul dintre ei, chiar am stat de vorba astăzi și mi-am notat-o să scriu mâine, Toma Petcu, care nu este de acord cu poziția primarului în ruptul capului, deputatul Liliana Ciobanu, deputatul Nicolae Florian, care până acum, de cât cu dumneavoastră am apucat să stau de vorbă și acum cu dumneavoastră, și-au exprimat clar, clar, extraordinar de clar. Mie nu vine să cred că domnul Barbu, domnul primar Barbu, a putut să spună așa. Doamne, sub cuvânt de onoare, nu sunt, îmi pare rău că nu am venit pregătit cu înregistrarea să vă prezint, în conferința de presă de ieri a zis că a dat deja somațiile, că acum instanța trebuie să dea foarte repede hotărârea și nu știe unde se duce și nici nu-l interesează. Nu, trebuia, în condițiile în care oamenii, pentru că acolo nu stau niște oameni bogați, stau niște nevoiași. Nu, sunt oameni care sunt vai de mama lor ce, pe România. Domnul Mandu, am fost acolo, i-am văzut cum trăiesc, am rămas stupefiat. Deci, am văzut toată chestia asta. Noi ne gândim, și este un lucru foarte bun cum gândiți dumneavoastră, și eu îmi însușesc părerea dumneavoastră că oamenii ăștia trebuie să ajutați, că n-au plecat ei de drag de acolo, cel puțin așa cum ați spus și dumneavoastră, vreau să cred lucrul ăsta, nu știu dacă ăsta este adevărul. Dacă vreți să-mi spuneți că sunt români care în țara lor trăiesc la fel cum trăiesc acești refugiați, sunt de acord cu dumneavoastră. Asta nu înseamnă că am o atitudine protecționistă față de cei care sunt care vin astăzi și fac acest exod. Nu. Am aceeași grijă și, sau poate o grijă mai mare pentru români decât pentru ei. Dar eu vorbeam, dumneavoastră v-ați întrebat care e părerea strict despre acest lucru. Părerea mea este că trebuie să ajutați. Trebuie să primiți, exact. Trebuie să ajutați, exact. Trebuie să asumăm. Suntem în Uniunea Europeană, trebuie să asumăm și valorile și riscurile Uniunii Europene. Pentru că asta este. Merg, eu am, și nici nu cred că România va primi acest număr impus. Eu așa cred că va, până la urmă, hotărârea va fi. Domnul Iohannis, ok, e bine. Domnul Gabriel Oprea, am înțeles că a fost trimis să-și exprime poziția. O să meargă la JAI ca să își exprime poziția. Domnul Oprea este strict sub un mandat. Misiunea dumneavoastră va fi ușoară, pentru că mandatul a dat președintele României, a spus-o clar și în media încă de alaltăieri, care este mandatul domnului Oprea, domnului general Oprea, așa că, cum să spun, din punct de vedere politic nici nu prea are mult de ales. Hotărârea este a României. Pe mine singurul lucru care mă întristează și mă pune pe gânduri este că vis-a-vis de această hotărâre trebuia să fie un CSAT. CSAT-ul putea să dea mandat și trebuia discutat în CSAT. Că CSAT-ul are loc după hotărârea președintelui e puțin că totuși așteptam ca președintele Iohannis să aibă o discuție în CSAT cu toată lumea, să vadă poziția și a primului ministru, să vadă și poziția membrilor CSAT. Eu am văzut poziția primului ministru Bine, poziția primului ministru a fost cam în acord cu poziția președintelui, dar părerea mea este că totul s-a luat prin presă. Da? Un CSAT era normal, convocat înainte de această hotărâre și mandatul să fie nu numai al președintelui, să fie chiar al CSAT-ului pentru domnul general Oprea când merge la ce J. Credeam să vă rog și să-mi răspundeți dacă e posibil. Legat de situația oamenilor de la Istru, care este o situație extrem de delicată. Extrem de delicată. Oameni cu copii riscă să rămână acum în prag de iarnă, să rămână pe drumul. Datorită faptului că atât noastră cât și ceilalți doi deputați despre care am vorbit,
luat cunoștință. Iliana Ciobanu și domnul Nicolae Florea. Da? N-am stat de vorbă cu domnul senator Nicolae Bădălu pentru că n-am avut posibilitatea să mă întâlnesc cu dumneavoastră ca să știu punctul de vedere. E greu, dar există posibilitatea ca dumneavoastră, parlamentar giurgiuveni, să trageți un semnal de alarmă la nivel de Parlament al României cu ce se întâmplă la Giurgiu, pentru că, sincer vă spun, este o situație extrem, extrem de delicată. Există posibilitatea și chiar... Chiar dacă cei doi, adică primul care ar trebui să aibă astfel de poziție și care a luat-o este domnul Nicolae Florian, pentru că este în colegiul dumnealui, deci da. Deputatul de Giurgiu, cel care trebuie să ia poziție foarte clară, este domnul... Nu, că aici nu mai e problemă de doctrină de partid, e vorba de oameni. Nu e, stați un moment, e o chestie și colegială. N-are rost să vin eu dintr-un colegiu să fac, să-mi spun poziția față de ceea ce se întâmplă în colegiul domnului Nicolae Florian, că nici mie nu mi-ar conveni ca domnul, eu singurul lucru care îl spun și îl spun aici ca om politic, că eu aș avea în primul rând grijă de dumnealor să se întâmple bine întâi, să fie duși undeva, pe timpul cât se fac lucrurile de la nu, domnule, a zis așa primarul, că nu vor obține locuințe sociale decât cei care merită, oamenii în firea lor. Eu am îndrăznit să întreb în conferința de presă dacă se poate numi criteriu de selecție un om în firea lui. Nu există și mai. Nu există. Păi, să fim serioși. Până la urmă, dacă vrei să auzi, că nu sunt foarte mult sinistru, dar sunt adică vis-a-vis de tot ce înseamnă Giurgiu, tot ce înseamnă populația Giurgiului. Ar trebui găsită o soluție de cazare temporară pe perioada când se fac lucrurile de acolo și după aia văzut, ori adus înapoi în ceea ce se construiește, dacă ceea ce se face la Istru se face pentru altcineva decât pentru foștii locatari de acolo, e un lucru rău. Și acest lucru trebuie să-l discute foarte, foarte aprins autoritățile locale în ceea ce privește... Să știți că nici domnul Florian Nicolae poate să ia atitudine de ceea ce se întâmplă în colegiul dumnealui. Dar cei care hotărăsc ce se întâmplă cu dumnealor îi Consiliul Local și domnul primar Barbu. Dacă li se întâmplă ceva lor, și dacă rău, lor dacă fel, lor li se întâmplă ceva rău, responsabil este domnul primar Barbu și autoritățile locale, că sunt primele răspunzătoare de ceea ce li se întâmplă. Păi tocmai că domnul primar... Fiind colegiu, și știți foarte bine că executivul, domnul Florian Nicolae, n-are puteri executive în municipiul Giurgiu. Cel care are puteri executive este domnul primar Barbu. Singurul care poate să tragă un semnal, dar noi putem fi solidari cu domnul Florian Nicolae. Și eu sunt solidar, probabil că și doamna Liliana Giovan. Și nu cred că își permite vreun politician din Giurgiu să nu fie solidar cu soarta unor amărâți din Giurgiu, să nu fie interesat de ceea ce se întâmplă. Dar să spunem lucrurilor pe nume. Cei interesați direct sunt cei care sunt răspunzători direct. Primăria, deputatul și senatorul, iar senator de Giurgiu este domnul Bădălău și dumnealui a trebuit să aibă o poziție. Nu știu domnul Bădălău cu domnul Barbu, dacă sunt pe aceeași poziție, că până la urmă reprezintă același partid. Dacă domnul Barbu a avut o poziție, a avut un numele dumnealui personal sau numele partidului? Nu numele politică. Partidului. Dumnealui a vorbit strict administrativ. Atunci trebuie luată poziția și a domnului Bădălău să văzut ce se întâmplă. Care... Domnul primar Barbu s-a arătat mirat chiar de poziția pe care a adoptat-o doamna deputat Liliana Nicolae, spunând Liliana Ciobanu, spunând chiar că este surprins că îndrăznește să se amestece în problemele administrative doamna deputat. Doamna deputat e un politic. Doamna deputat este locuitor al orașului Giurgiu, așa că trebuie să-și spună punctul de vedere. Dacă a deranjat, e treaba celui care se simte deranjat. Dar că a avut și eu culmea e că eu sunt de acord. Dacă domnul Barbu a spus că nu-l interesează situația oamenilor de la Istru, e o greșeală pe care a făcut-o domnul Barbu. Și eu spun foarte clar și a spus corect și domnul Florian Nicolae și doamna Liliana Ciobanu. Exact, același lucru. Deci, e o greșeală. Găsit o soluție nu există. E o greșeală principială. Încă trebuie să-mi arătați, să-mi
să-mi arătați exact ce a spus domnul Barbu, să nu fie spus într-un context, pentru că mi-e greu să cred, cunoscându-l pe domnul Barbu, că a putut să spună ceva. Eu am scris, când o să aveți dumneavoastră timp, vă rog să deschideți pe Cronica Giurgiuveană, și eu am scris cuvânt cu cuvânt, exact cum s-a exprimat, fost în conferință de presă? În conferință de presă, cuvânt cu cuvânt, ce a spus domnul primar. I-am respectat până și greșelile, ca să nu se interpreteze. Greșelile de exprimare pe care le facem în discuția liberă, că sunt inerent. Păi dacă a fost conferință de presă, nu prea... Conferința de presă, în general, nu prea o discuție liberă. În conferință de presă e o discuție destul de atentă, că nu știi că citești, te adesezi tuturor. Dar când vorbești, mai ales când ești, eu știu, sub o stare din asta emoțională, nu întotdeauna vorbești foarte corect. Mai produc și greșeli. Tocmai din dorința de gramaticale s-au întâmplat așa ca se mai mare. De a nu denatura ce a spus domnul primar, am redat cuvânt cu cuvânt. Puteți intra pe Facebook-ul primăriei și veți vedea că există înregistrarea domnului primar, este înregistrare video. Când s-a întâmplat asta? Astăzi sau ieri? Astăzi ce zi? Azi e vineri. Vineri, miercuri. 11 septembrie. Miercuri, da. 14 ani de la atentatele din stadionul de la meci. Da. Îmi pare rău de ce s-a întâmplat acolo, dar... Câți oameni au murit? 8.000 au fost răniți și vreo 3.000 morți, da? La noi în țară sunt 10 milioane morți vii. Iarăși ne comparăm și faceți comparații. Dacă cu americanii care am așteptat atâția ani să vină, au venit. Au venit cu armament. Sunt acum chiar nu ne mai putem plânge. Ne-au făcut și umbrela aia acolo la... Americanii sunt la noi, americanii conduc, americanii au un cuvânt greu de spus. Da. Din punct de vedere, i-am așteptat, i-am dorit. Și au venit. Acum sunt aici. Ne-au făcut aici și umbrelă la deveșelul. Da, portavionii, am să spun. Aeroportul de la Cocălnicianu. Sunt aici, sunt prezenți și au un cuvânt. Eu au un mă simt greu, apărat. Greu. Eu mă greu, simt apărat. Noi astea vă simțiți apărat? Apărat de ce? Eu știu. Eu preferam, dacă mă întrebați pe mine, preferam ca noi să avem un cuvânt decizional și mai puternic decât îl avem astăzi ca popor. Pentru că, uite, dacă mă întrebați pe mine astăzi, dacă mă întrebați, nu noi politicienii decidem în România, ci cu totul altceva, nu știu cine. Dar mi-e clar că fiind acolo în sfera politică și fiind lângă tot ce se întâmplă politic, noi politicienii avem un cuvânt din ce în ce mai mic. Suntem foarte fricoși și nu mai avem poziții, suntem... De cine ne e frică, domnule? Tuturor, toată lumea de astăzi din România le e frică de DNA. Toți s-au arestat până și de la DNA. Lăsați, eu vă spun, dacă îmi spuneți astăzi câți români mai vorbesc liber pe telefon, eu vă zic, nu vorbesc liber. Sunt momente în care îi spun unuia, hai să ne vedem, că am ceva de spus. Deci trăim momente dramatice. Pentru că toată lumea a văzut că dacă i s-a întâmplat ceva unuia, i s-a întâmplat pentru o convorbire telefonică care a avut-o la un moment dat. Știți ce am spus în emisiunea trecută? Și mi-am asumat ce am spus. DNA-ul astăzi decide în România. Chiar a decis. Uite, ultima arestare. Ceaușescu a fost omorât pentru mult mai puțin. Da. Acum ești de acord. Sunt de acord cu foarte multe lucruri. Nu, deputat. Aveam minereuri în țara asta, da, de fier, de aluminiu, da? De aur! De aur. Aveam topitorii, da? Urale, da. Aveam fabrici de... Da, domnule, aveam industrie petrochimică. Aveam fabrici de avioane, da? Aveam fabrici de tractoare, aveam fabrici de autoturisme. Tu, ce ne lipsea nouă? Unde sunt toate astea, domnule deputat? Da. Noi. Nu vorbesc de flotă, nu mai vorbesc de... Dar unde sunt? Nu mai sunt. De ce? Le-am stricat noi. DNA-ul. Le-am stricat noi. Să știți că astăzi DNA-ul a luat... Uitați-vă, noi avem un giurgiuvean arestat astăzi. A cine? Pe domnul Ioan Nicolae.
Ioan Nicolae, cel mai bogat român, care din punctul meu de vedere este arestat și face pușcărie nemeritat. Știu, și-a închis. Complicitate la abuz în serviciu, asta e, complicitate la abuz în serviciu, pe un contract la vedere, că a dat Interagro, a dat unei case de sondare a pieței, pe factură, o sumă de bani. Punct. Ce a făcut societatea respectivă cu suma de bani, că n-a dat-o să sondeze piața, a făcut altceva, și procurorii au spus că domnul Nicolae a știut că n-or să dea bani. Și care e problema? Care e problema? Sunt două societăți private. Eu astăzi sunt privat, dumneavoastră sunteți privat, da? Da. Eu vreau, am 10 lei și vreau să vă dați dumneavoastră 5 lei din banii mei. Zic, domnul Mandu, faceți-mi o factură. Normal. Ei, vine astăzi DNA-ul și spune, domnule, factura aia a fost fictivă. Nu, domnule, eu am vrut să dau bani. De ce? Pe factura aia am plătit TVA statului? Am plătit impozit pe profit, că una de... Am plătit. Care-i problema? A, că are cineva impresia că acolo n-a fost factura corectă? Sau, îmi place cravata dumneavoastră. Îmi place cravata dumneavoastră. Nu, și mă întreb, domnul Mandu, cu cât o vindeți? Și tu să spuneți, vă vând cu 100.000 de euro. Domnule, îmi place atât de mult încât vă dau 100.000 de euro. Pe ea. Pe cravată. Eu sunt nebun. Nu lasă că știți cum e. Nu cel cere e nebun, e cel ce dă e nebun. Eu am dat. Mi-a făcut factură, v-a dat 100.000 de pe cravată și atunci o să vină DNA-ul și o să constate că eu nebun fiind, cravata dumneavoastră valora 500 de euro și eu am dat 100.000 de euro. Da. Dar care e problema? În acte de comerț între două persoane private și negocierea între două persoane private e liberă. E liberă! Da. Dacă nu făceam acte, se pare normal cu cei care sunt dovediți că au furat sute de milioane. Sunt liberi. Copos. Ce Copos scrie în sau nu, cine a scris, domne, 5 cărți în 3 luni. Ioan Nicolae. Stați că eu îmi doresc pentru domnul Ioan Nicolae să vină repede acasă. Dom'le, și eu, pentru că din punctul meu de vedere, stă acolo unde stă, total nevinovat. Am înțeles. Dar de aici și până la încercat să te folosești de o chestie că scrii în câteva luni de zile 5 cărți. Dar de unde știți că nu le-avea scrise dinainte? Când a fost... Păi nu e dumne că dacă le scria dinainte nu îi mai scădea din pedeapsă, trebuia să le scria. Poate domnul Nicolae... Nu e numai ca să scrii 5 cărți. Domnul Mandu, domnul Nicolae chiar este un produs giurgiuvean de înaltă clasă. Dom'le, dar cine contestă lucrul ăsta? Uite că i-a întâmplat ce s-a întâmplat. De tipurile care se folosesc. Nu, dom'le, nu. Se folosesc de... deci este trimis în pușcărie să execute 2 ani jumate nemeritat și dumnealui folosește acele părți din lege care acea parte din lege care îi permite să iasă mai repede afară. Și eu aș face la fel. Dar cine și de ce? Pentru că... Nu, cine și de ce a vrut ca Ioan Nicolae să fie în pușcărie? Mulți, poate că din interese economice. Fiind cel mai bogat român, deținând controlul unei părți de industria de îngrășăminte din România, fiind unul din mari cultivatori de pământ în România, având mii de oameni, zeci de familii, zeci de mii de familii care le ținea în întreținere, poate că a avut interes cineva să-l dărâme din punct de vedere al business-ului și să-i preia business-ul. Este un lucru. Poate mulți nu mai vor ca România să producă îngrășăminte chimice. De ce să nu luăm noi îngrășăminte chimice din altă parte, din Austria? Vedea că l-a închis. Păi l-a închis, da. Păi eu să fiu în locul dumneavoastră, ce să fac? Eu să fiu în locul dumneavoastră, am plecat, stau ușor. Pe afară, așa, a venit cumva un aer din ăsta. Domnul, ascultați-mă la mine. Domnul Nicolae din G3. Și nu are... două guri să mănânce sau nu știu câte guri, tot o singură gură are și să știți că e un tip modest în modul cum trăiește și cum își pune de mâncare în fiecare zi. Chiar știe de unde a plecat. Nu vorbim și de mâncare. Nu vorbim, dar credeți-mă pe mine că e un tip super, super ok și de modestie nu știu de ce vorbim infernal. De Ion Nicolae. Vorbim pentru că a venit și ar fi cazul să-i luăm apărarea. Da, eu sunt de acord să-i ia apărarea omul este. Dar eu nu mă uit la Ion Nicolae, eu mă uit la mine. Eu nu sunt o inteligență din asta extraordinară. N-am de unde. Așa m-a făcut Dumnezeu. Dumnezeu, dar eu dacă aș fi muncit 100.000 de ani și să nu cheltuiesc niciun leu, domnul, eu nu cumpăram nicio lopată de la ea. Domnul Mandu,
depinde munca pe care știți să o faceți. Dumneavoastră sunteți, sunteți în presă. Da. Deci, domnul Nicolae a avut expertiză și a făcut afaceri într-un domeniu extraordinar de bonos, industria petrochimică. Industria petrochimică și industria de îngrășăminte. Și apoi și-a luat foarte mult și a făcut foarte multe afaceri, foarte multe afaceri în domeniul agriculturii. Iar un domeniu destul de rentabil astăzi pentru România. Sunt două lucruri diferite. V-ați ales, dacă mă întrebați pe mine, v-ați ales o meserie grea. Și v-ați ales o meserie grea la Giurgiu, unde presa nu este foarte, foarte bine plătită, ca să nu spun mai e mult. E foarte prost plătită. Cu toate că oameni, sunt oameni foarte talentați în presa giurgiuveană, dar n-au avut, neavând, fiind o lume săracă și Giurgiu fiind un oraș sărac, a adus la această situație destul de grea pentru oameni din presă. Sunt două lucruri diferite. Depinde unde aplicați. De ce e Giurgiu un oraș? Cât am fost elev și student, am avut totdeauna o întrecere cu fetele de la mine din generație. Fetele de la mine din generație erau 3-4 fete extraordinar de deștepte. Extraordinar de deștepte. Și știu că venea diriginta și ne punea la chimie câte o problemă. Spunea cine o face, ne punea o problemă pe tablă și spunea cine face prima are nota 10. Cine lua 10 la doamna Ivanov, pe vremea era the best. Și credeți-mă că în 4 ani de zi niciodată n-am reușit să fac primul. Problema de acolo. Toate că am fost olimpic la chimie și am avut rezultate bune și am fost un copil care am învățat foarte bine, că a fost singura mea șansă. Așa prieten cu Mendeleev. Nu am fost prieten cu Mendeleev, dar cu tabelul Mendeleev, da. Da. Și am fost totdeauna impresionat de inteligența lor și de cât învățau. Și ce au făcut fetele astea? Păi asta vreau să vă spun. Să știți că ele totdeauna au fost primele și am fost imediat în apropierea lor. Dar din punct de vedere material, eu sunt mult mai realizat decât toate patru la un loc. Și stau de vorbă și astăzi cu ele și de exemplu, Sanda Toader e o foarte bună prietenă și cea mai deșteaptă dintre noi toți, dintre noi, de departe cea mai deșteaptă și cea mai isteață. Spune, și la ce v-am folosit dacă am învățat carte? Deci, cum spun, în viață mai trebuie să ai noroc. Apropo de chestia asta, și nu toți am au noroc. Un prieten, e spuitor, Cristescu îl cheamă, Costică Cristescu. Domnule, ăsta a citit un vagon de cărți. E spuitor și a citit un vagon de cărți? Un vagon de cărți. Bravo lui! E un copil, e generația mea, un băiat extraordinar de inteligent. Erudit. Și așa când mă mai întâlnesc cu el, orașul e mic și ne mai întâlnim așa, mai rar, dar ne întâlnim, îmi place să-i spun, bă, tu ai citit foarte mult, dar la ce-ți folosești? Pentru că chiar nu-i folosește. Da. Depinde ce vrei de la viață. Sunt oameni care sunt fericiți că știu foarte mult. Sunt oameni care sunt fericiți, de exemplu, eu de exemplu sunt foarte fericit când știu că fac bani. Depinde ce înseamnă fericire. Hai să revenim și la orașul nostru și să vă întreb de ce a spus mai devreme că Giurgiu este un oraș sărac. De ce e Giurgiu un oraș? Pentru că Giurgiu n-a avut niciodată în ultima perioadă conducătorii care să-i reprezinte cu adevărat și să le reprezinte interesele. Giurgiuvenii n-au avut așa. Giurgiuvenii au fost mințiți permanent. Permanent. Eu mai am o singură încercare la Giurgiu și îmi doresc să fiu președinte de Consiliul Județean. Uitați, domnul Mustățea și se termină un ciclu electoral 2012-2016. Au fost toți băieții la putere. Ce proiecte mari lasă domnul? Ce proiect mare? Unu. Lasă domnul Mustățea în urma dumnealui? Ia spuneți. Niciunul. Nu lasă niciunul. S-a terminat. Mai sunt 8 luni de zile. Ce să fac? Deci uitați, v-am spus, lipsa de expertiză managerială și expertiză tehnică a conducătorilor din Giurgiu a lăsat totdeauna dorit. Și au văzut de interesele lor personale, mici, toți, pentru că sunt veniți dintr-o zonă săracă și luați-l pe domnul Mustățea și vedeți de unde a venit. Dar de ce nu luăm pe domnul Iliescu?
pe domnul. Și pe domnul Iescu puteți lua. A fost dar, 16 ani. Dar acum județul Giurgiu și Giurgiu este condus de domnul Moțăța ca președinte de Consiliul Județean și politic de domnul Bădălău ca președintele partidului care se află la putere. Punct. Ăștia doi sunt cei. Spuneți-mi și mie ce proiecte mari sunt legate în ultimul timp de la Giurgiu. Să spună domnul Moțăța, să spună, uite, eu am făcut în județul Giurgiu următorul lucru deosebit de tare, deosebit de mare. Păi Beianu a avut rezultate mai bune ca dumneavoastră. Și cu toate că a fost în opoziție. Eu știu, Vasile Moțăța poate... Dă Beianu să leagă... Nu am avut guvernare. Poftiți? Vasile Moțăța a avut... Domnul Mandu. Eu. Domnul Moțăța a avut guvernarea cu domnul Chițoiu, ministru de finanțe. Păi eu nu-mi doresc decât 3 luni de zile să fiu eu în același partid cu ministru de finanțe din România. 3 luni de zile că fac proiecte pentru 20 de ani. Pentru Giurgiu. Despre ce vorbim? Și ce mă faceți dumneavoastră să înțeleg? Un lucru bun pe lângă toate astea, Bădălău a făcut și un lucru bun. A dat destui bani în perioada asta, nu atât cât merita județul, ci mai mult decât altă dată. Și ăsta e un lucru bun pe care a dat domnul Bădălău vis-a-vis de diverse comunități unde a avut dumnealui interes. Ăsta e un lucru bun. Ăsta e partea pozitivă a domnului Bădălău. Dar un proiect mare, spune domnule, uite, eu în Giurgiu am întors... Eu, Nicolae Bădălău, la Ogrezeni, de unde m-am născut eu, sau la Bolintin Vale, unde am casa și familia și neamul, am făcut, uite, lucrul ăsta de care se învârte la soare. Lucrurile astea trebuie făcute. Ăștia sunt oamenii adevărați, oamenii care trebuie să conducă Giurgiu. Pentru că suntem la 60 de kilometri de București și trăim prost. Am înnebunit cu 60 de kilometri de București. Majoritatea politicienilor cu care am avut onoarea să stau de vorbă, spun așa, zice, domnule, nu se poate dezvolta decât dacă investim în infrastructură. Eu am înnebunit cu infrastructura asta. Domnule, eu iau baza orașului meu, Giurgiu. De la Giurgiu și până la București mergi cam palmă. Am Dunărea, care nu trebuie să o nivelezi și nici să-i turn beton și asfalt. Deci infrastructura pentru mine există. Nu. Da? De ce nu? Nu, există Dumnezeu pentru noastră. Că Dunărea era tot Dumnezeu, nu ne-am născut cu ea. Ei, dar ce putem face la Dunăre, să facem un port de privat în care să vină oamenii care au bani cu abarcațiuni să stea aici să plătească taxe la Giurgiu, să vină... Face să... domn primar bani. Domnule, să facă, deocamdată, chiar doresc să facă. Da, face, a început deja lucrarea. Să facă și să o văd că e făcută, da? Și până una alta, sărăcie. Poftiți? Scăpăm de sărăcie. Nu scăpăm de sărăcie, dar e un mod de a scăpa de sărăcie. Nu e un mod, domnule. Eu dacă îmi chiure mațele de foame, mă duc să mă prim cu barca. Nu, domnule, nu dumneavoastră, dar ca dumneavoastră o să vină... Să știți că pe mine bunicul când am plecat de acasă m-a întrebat un lucru. M-a sfătuit un lucru. Ce v-a sfătuit? Marnică, tată mare, ești copil sărac. Să te duci, când te duci în viață, să te uiți și să te apropii de oamenii care au bani. Nu lângă oamenii care n-au bani. Că ești tu destul de sărac. Că la aia, dacă te duci pe lângă oamenii care au bani, o să faci și tu bani. Că dacă te duci lângă oamenii care n-au bani, nu o să faci niciodată bani. Că n-ai ce să împarți. O să împarți sărăcia. Sărăcia se împarte foarte ușor. Astea se împarte foarte ușor pentru că sunt prieteni. Așa și la Giurgiu. Păi dacă vin oameni bogați în Giurgiu, cu iacturi, cu de toate, acești oameni vor avea nevoie de a fi... De chiftele, de restaurante... De toate. Și de unde se ia o chiftea proaspătă? De la Giurgiu. De asta știți cât de mult țin eu la dumneavoastră și cât de mult vă respect. Nu, e corect ceea ce vă spun. Domnule, dar de ce nu vine, domnule, uite, politicianul când vine în fața mea, în mijlocul orașului, să facă așa o fabrică de împachetat fum și să spună pe urmă, zici, băi, vedeți fabrica asta de împachetat fum? Eu am făcut-o, datorită mie aici muncesc 3.000 de oameni, dați-mi voturile. De ce noi vindem numai fumul înainte de a face fabrica? Nu sunt de acord. Nu păi sunt cu de acord. Ce nu sunt de acord? Că nu vinde nici fumul, nu face nici fabrica. Păi nu vedeți că de 25 de ani trăim într-o nebunie din asta în care fiecare venim și spunem ar trebui făcut ăla, ar trebui făcut aia, dar în realitate nimeni păi nu face nimic. Spuneți-mi și mie. Vă spun. Ce să facă... Întrebați-mă de asta și vă răspund. Ce să facă domnul Moștățea? Pe linie. Păi a făcut domnul Moștățea în viața lui vreo afacere? El e liberal.
Este. A făcut dumnealui, a făcut dumnealui vreo afacere? A, și a luat... Nu știu eu. Domnule, din declarația, eu acum vorbim oficial, din declarația de avere, arată clar că totdeauna a fost un funcționar. În diverse state, director, senator, în orice caz, a fost unul din oamenii care, în general, și-a luat, și-a luat bani de la stat. Nu a spus că, domnule, am o investiție în agricultură sau fac nu știu ce, am o investiție nu știu ce, am făcut privat următoarea. L-am întrebat eu, domnule, și mi-a spus. Ce? Că nu are firmă, că n-a furat. Păi ce, toți care au firmă fură? Păi, dar nu toți. Dar n-are firmă, că n-a furat? Da, că dacă ar fi curat, ar fi avut bani și făcea și noi. Nu, haideți să nu intrăm, că dacă mi-l aduceți aici în dreapta mea și intrăm pe declarații de avere și pe bani de unde, ce și cum trăiește, s-ar putea să rămână, să rămână fără mustață. Nu-mi permis să vorbesc. Nu, pentru că, nu, eu chiar îmi permis să spun. Deci nu lăsați să nu mai vorbească de furat, că vorbește de funie în casa spânzuratului. Dumnealui a lucrat de la stat. Oameni care lucrează la stat și au lucrat la stat au o indemnizație fixă. Și puteți lua toate cât a realizat dumnealui din salariul care l-a avut fix în toată perioada asta și vedeți cam cât ce are realizările. Și dacă realizările se pupă cu ce a primit, este ok, dar eu vă spun că... Nu se poate lucra. Deci cum să îi spuneți dumneavoastră domnului Mustățea să facă un business? Sau să facă o afacere când el a făcut în viața lui. Nu, stătea săracuie de 4 ani, nu e el demolatorul Giurgiului. Astăzi... El astăzi, e un continuator al demolatorilor. Nu, astăzi îl puteți încadra pe domnul Mustățea ca la demolator de Giurgiu. Da. Punct. Dar Până acum n-a fost. A, că se încadrează într-o serie lungă de oameni care au condus Giurgiu și de numele cărora nu se leagă nimic, bine. Asta e altă poveste. Dar i-am spus de mult. Bine, i-am spus de când... Hai să luăm la intrarea în București. Aveam Dunărean. Da? Aveam fabrica de case. Da, dar astea erau comuniste. Și dacă erau comuniste, ce? Au fost fabrici comuniste care... nu s-au privatizat la timp, n-au trecut în piață și în societatea privată. Nici la nu timp, s-a dorit să se privatizeze lumea. Probabil. Dar asta din vina cui? Din cauza tot a șefilor care... Tot acelor oameni care ne conduc și astăzi. Da, da, de acord. Și atunci ce trebuie să le facem la ăștia? Să-i țineți puțin pe dreapta, să nu mai votați. Păi dacă tot ei apar? Nu, apar și destui oameni onești. Dom'le... Am mai avut discuția asta, de fapt, cu majoritatea oamenilor pe care i-am avut și am stat de vorbă cu dumnealor, oameni politici. De fiecare dată, toți susțin aceeași idee. Dom'le, să fiți foarte atenți când votați, să vă uitați atent pe cine pune ștampila. Da. Dumneavoastră chiar credeți în chestia asta? Da, eu chiar cred. Păi să vă spun de ce nu cred eu. Vreți? Păi să vă spun că nu. Îmi apare lista de la PSD, da? Cine mi-apare? Zic acum. Domnul senator Nicolae Bădălău, domnul primar Barbu. Și PSD-și nu mai ce? Și vă e greu să nu-l votați pe domnul Bădălău? Nu-l votați, care vreau. Și mă uit în partea asta. Uitați la UDPR. Și apare Anton Marin. Votați Anton Marin? Păi dar nu e singur Marin. Păi nu e singur, dar... Păi dacă îl votez pe Marin Anton... Domnule, încercați-și pe Marin Anton, încercați-și pe Marin Anton. Eu v-am înțeles ce spuneți dumneavoastră. Dar în spatele dumneavoastră, sau în fața dumneavoastră la listă, nu știu cum o să fiți organizați în lista aia, nu e numai Marin Anton. Dacă ar fi lista și aș avea posibilitatea... Domnul Mandu, acolo sunt cap de listă și îmi doresc să conduc județul. Am înțeles. Da? Eu înțeleg. Dar în spatele dumneavoastră mai sunt alții care nu neapărat care sunt convin. În echipa mea, luați-o, nu vă convin, dar mă judecați dacă îmi dă Dumnezeu noroc și mă pot spune. Ce mi-ar plăcea? Trebuie să judecați pe șeful care este cu echipei. Să am posibilitatea să fac. Că eu ați văzut, eu nu discut de altcineva. Președintele Consiliului Județean este domnul Mustățea, da? Da. Eu de dumneavoastră discut. Că el e peste Consiliul Județean. Nu discută vicepreședinți, nu discută consilieri județeni. Pentru că ritmul și modul cum se lucrează și ce se face în județ, realizările și nerealizările, în primul rând, trebuie să răspundă capul președintele Consiliului Județean să fie ales de rândul consilierilor. Vi se pare normal? Nu.
Mi se părea, mie personal, mi se părea mai mult și în două tururi. Mai corect și în două tururi. Dar este o hotărâre politică, ne repliem și ne facem socotelele în funcție de acest adevăr. Ați votat codul penal? Codul penal, codul fiscal? Da. L-ați votat? Da. V-ați uitat bine? Mereu l-am. Da, m-am uitat, n-am văzut chestia asta cu oamenii de la... Este pur și simplu... Să știți, da, eu am scris asta. Să știți că nu, dacă vă referiți la cei care nu aveau serviciu și care poate persoane fără venituri vă trebuie să plătească lumea de... la CAS. Da, da, n-am văzut. 5,5. N-am văzut. Și l-ați votat? Și l-am votat. Păi de ce? Că n-am văzut. Și eu. Și acum, dar nu numai eu n-am văzut. Și ce fac ăștia? Ați văzut că până la urmă au avut ce... Să vedem ce soluție politică se găsește. Dar în mod normal ar trebui să fie cum am văzut. Asta ascultați-mă. Codul fiscal e o mașinărie de citit. Și sunt foarte multe lucruri tehnice care scapă printre rândurile pe acolo. Și domnule, a scăpat scutirile de taxe de la... Da. Și scapă asta, eu nu l-am văzut-o. E făcută din... Cum să plătească ăla, domnule? El n-are niciun venit și să plătească... Eu să fiu astăzi prim-ministru, pe ministrul finanțelor și de afară. Pum! Când m-am uitat și am aflat de chestia asta, eu am zis, domnule, așa ceva nu se poate. Să zic, eu am aflat în presă. Și toată lumea politică și toți... deputații și senatorii și miniștri au aflat tot în presă. Că eu cred că nici în ședința de guvern, că toate actele normative sunt aprobate chiar și atunci de... ce să cred eu? Ce să credeți? Credeți? Că legile în țara noastră nu sunt... Domnul, ascultați, haideți să vă mai spun un adevăr. Haideți să vă mai spun un adevăr. Da. Eu sunt parlamentar. Dumneavoastră, mă întrebești 5 vieți ca să citesc. Nu ai să citesc. Și să stau toată ziua să citesc toate materialele care sunt în Parlamentul României. Credeți-mă. Da, există un aparat care te informează. Vine un aparat de la... primul lucru, vine un raport de la minister, că îi expune de motive acolo și spune se fac astea, se modifică. În toate modificările alea, și vă arăt legislația, care în general alea se citesc. S-a făcut următoarea modificare. În toate astea nu apare acest lucru, că oamenii care nu sunt, care n-au un salariu și nu sunt încadrați, sunt obligați de acum să plătească 66 de lei pe lună contribuția la CASS. Deci nu a apărut. Și ați văzut că pe toată clasa politică a luat la sub. Oamenii care se uită la noi, la mine, da, și la dumneavoastră. Da. Mai mult la dumneavoastră decât la mine. E. Ce se înțeleagă ei, domnul deputat? Că sunt foarte multe legi care s-au făcut prost în țara asta. Da. Da, să înțeleagă un adevăr. E un adevăr. Ce, eu am probleme, n-ați văzut codul penal, care sunt arestați astăzi și politicieni și oameni de afaceri și sunt 21 de articole din codul penal actual, care nu-i votat, e prin asumare de răspundere de PDL, inclusiv eu am crezut în codul penal. Personal, eu am crezut în codul penal și în codul de procedură penală. Pentru că specialiștii, eu sunt inginer, juriștii din partid de la vremea respectivă, mi-au spus, doamne, e cel mai modern cod penal și cod de procedură penală. Astăzi sunt 21 de articole declarate neconstituționale. Nu sunt greșeli? Sunt greșeli. Asta e. Nu știu că americanii n-au mai votat, că, dacă o să vedeți, s-ar putea să-mi faceți la un moment dat, câte legi a făcut Anton Marin în perioada cât a fost deputat de câte Giurgiu. Câte legi a făcut? Are destule, nu trebuie să... Are destule, sunt semnatar al multor legi. Dar vreau să vă spun ceva? Că sunt generații întregi de senatori americani care n-au mai făcut nicio lege de multe ori. Și legi în Statele Unite ale Americii, nu mai s-au făcut legi de 200 și ceva de ani. Asta vroiam să vă spun și eu. Ce Dumnezeu, tot ne jucăm cu legile? În afară de legea antiteroristă care s-a făcut acum, chiar de astăzi, de acum 14 ani, care a fost făcută pentru ala măsuri împotriva terorismului, de 200 și ceva de ani ei sunt conduși de aceleași legi care sunt aplicate și n-au nicio treabă. Și nu, sunt senatori, generații întregi de senatori care n-au făcut niciodată nicio lege. Și le dăm naibii dume, că la un moment dat nu mai știu oamenii. Încă la noi suntem, probabil că trebuie să treacă cei 100 de ani în care societatea americană au făcut legile și după aia au rămas stabile multă vreme. Da. Noi probabil că suntem în perioada asta. Da. Când o să fiți noi, noi suntem vreo 200 de ani împotriva, în urma americanilor. Din punct de vedere al democrației și se vede că, până la urmă, avem o perioadă de tranziție foarte proastă,
cu... Noi ne-am făcut-o cu mâna noastră. Cu mâna noastră, da. Asta e, ce vreți să vă? Nu altcineva. Trebuie să ne asumăm. Nu, și nu noastră. Noi politicieni, că noi... Ba și eu, doamne. Și știți de ce da, și eu. Da, că ne-ați votat. Că vă votez. Corect. Nu pot dumneavoastră personal. De regulă, mă fac unul și pun ștampila ca prostul și sunt momente atunci da. Când... Dacă veți spune ștampila pe mine, nu vezi regulă. Nu mă refer la dumneavoastră. Eu vorbesc la modul general. Să știți că Traian Băsescu... Nu mă atingeți. Au fost momente... Sensibil. Nu, vorbesc serios. Traian Băsescu în 1994 ne beam cafeaua amândoi, Modrogan 2. Am o părere bună despre Traian Băsescu ca om. M-a dezamăgit puțin ca politician, dar numai puțin, pentru că acum am realizat că măsurile care le-a luat Băsescu atunci au fost cu adevărat bune pentru România. Și acum vă spun cu sinceritate. Dar v-ați spus-o mereu. Nu. Eu am o nuanță foarte importantă. Trebuiau luate măsuri de reducerea cheltuielilor în România. Nu măsuri de reducerea salariilor. Să știți că și din viața privată și din viața administrativă la nivel central, niciodată, nu, românul uită în general ce îi se întâmplă. Dar mult mai repede uită binele decât rău. Mă uitam astăzi. Dar uită și rău. Mă uitam astăzi, l-au chemat la parchet. Da? Da. Erau am văzut ce... un grup de oameni, stăteau în ploaie și l-aplaudau. Și l-aplaudau. Era unul singurel acolo care la vă aduceți aminte de filmul Mihai Viteazu? Da. Intră Mihai Viteazu că l-are pe cal în Alba Iulia. Cine era? Amza Pelea era Mihai Viteazu. Dar știți care a fost toată greșeala? Lumea, ura, știți care a fost greșeala de căpătăia lui Mihai Viteazu? Numai puțin. Ura, nu știu ce. Coboară Amza Pelea după cal, se face liniște și unul moșureț acolo. Ura, cam așa era ăsta care a fost astăzi la Băsescu, care îl huiduia pe Băsescu. Știți care a fost greșeala de bază a lui Mihai Viteazu? Dacă reușea atunci să, când a fost învingător, să omoare... Dumne, prietenii l-au omorât. Să omoare destui oameni care el a crezut că vor fi prieteni. Nu știu să știi istoria. Nu, prieteni, că n-au fost niciodată prieteni. Dar el a avut situația sub control și când a fost pe cal, i-a scăpat puțin, a fost mărinimos. Mai avem câteva minute. În momentul de mărinimie i-a adus moarte. Mai avem câteva minute. Apropo, când v-ați întâlnit ultima dată cu Traian Băsescu? V-ați mai împăzut cu el? Să știți că m-am întâlnit foarte de curând. Da, zău? Zău. Bravo. Credeți într-o... Asta când era la PPDD... PPDD n-am fost niciodată. PMP. Spuneați dumneavoastră că credeți într-o unire a forțelor de dreapta. Mai credeți în lucrul ăsta? Nu, acum da. În mod normal așa ar trebui să fie. Să un EPR-ul de dreapta. Care? Știți foarte bine că doctrina uneperistă este interesul național. Adică păi nu e nici de stânga, nici de dreapta. Deci poate să intre într-o alianță de dreapta. Suntem în orice alianță și a asumat acest rol. Că poate în spate, în interesul național, poate avea orice fel de alianță cu oricine. Da, așa că poate avea... Se vorbește așa pe la colțuri de un interes din ăsta național din care să facă parte PPDD-ul, să facă parte... PPDD-ul deja e. Da? Pe ce? Așa. PPDD-ul e la UNEPR astăzi. PSRU și PMP să intre... Să vină și alte, ăștia mai mici, să facă un mare, mare și tare și să... Da. Bine, mie mi-ar plăcea, de exemplu, mie mi-ar plăcea de, că tot a fost întâlnirea domnul Traian Băsescu, domnul general Oprea, să fie o astfel de alianță cu un candidat la primăria capitalei, Traian Băsescu. Din partea UNEPR-ului. Nu știu. Ce mi-ar plăcea? Nu știu dacă nu are șanse mari să ajungă. Pentru că... Am spus că mi-ar plăcea. Da, nu despre asta vreau să discutăm. Mai avem foarte, foarte puțin timp. Într-un minut jumate vreau să-mi spuneți, într-o situație ipotetică, sunteți președintele Consiliului Județean. Considerați că sunteți la mâna consilierilor? Bineînțeles că... Vă pot schimba oricând? Da. Și atunci...
De ce vă doriți să fiți președintele Consiliului? Pentru că eu vreau să fiu președintele județean, să lucrez cu consilierii și să am o colaborare în interesul bun al giurgiuvenilor. Sunteți președintele Consiliului? Eu voi fi... Ce faceți dumneavoastră în plus față de Vasile Mustaț? Proiecte în care giurgiuvenii să aibă de lucru. Pentru că principala problema a giurgiuvenilor astăzi nu este infrastructura. Principala problema a giurgiuvenilor este locul de muncă. Deci trebuie să aduse proiecte, trebuie să făcute proiecte în care giurgiuvenii să muncească, trebuie să muncească, să-și câștige bani. Domnul deputat, sub cuvânt de onoare, mă bucur că ați venit în emisiune. Vă mulțumesc că ați făcut efortul ăsta să ajungeți. Nu, niciun efort. Pentru mine să stea de vorbă, a stat de vorbă cu giurgiuvenii și cu dumneavoastră și cu oricine din presa giurgiuvenă, e o deosebită plăcere și onoare pentru mine că m-a invitat. Onoarea e de partea mea și respectul meu pentru dumneavoastră și pentru cei care m-au invitat. Vă promit că am să fac acest lucru mai des. Cred că au trecut aproape 3 luni, dacă nu ne-am văzut la prima emisiune. Aproape 3. Da? Vă promit că nu o să mai las să treacă atâta timp și o să vă aduc în fața giurgiuvenilor mai des, pentru că sunt convins că giurgiuvenii au de aflat foarte multe lucruri de la dumneavoastră care mă interesează. Chiar au. Și de asta mie mi-e drag să vă... O anumite, am chiar, mă laud, nu dați voie să mă laud. Da, mă laudați. Că sunt și modest în seara asta, da. pe lângă toate cele. Chiar sunt unul din giurgiuvenii care am lucrat foarte mult în spațiu privat, am lucrat foarte mult în spațiu administrativ central și chiar am o expertiză. Sunt destul de bătrân, am 55 de ani, nu mai am foarte multe de spus în politică, sunt un tip realizat din punct de vedere material. Mulțumesc lui Dumnezeu, să știți că am avut mare noroc. Deci dumneavoastră nu trebuie să completați. Nu trebuie să completez. Chiar nu trebuie să completez. Sunt convins. Că știu să-mi fac bani, muncesc astăzi pe bani, culeg prune, culeg mere, culeg struguri, culeg porumb, am cules floarea soarelui, deci chiar am din ce... Am ce să fac din punctul de vedere și să știți că nu sunt un abab, nu sunt un om al restaurantului, nu stau toată ziua în restaurant, nu stau în crâjmă, nu stau în cafenele, nu prea beau cafea, că eu la țară, fiind copil de țară, nu m-am crescut cu mama cu cafea, da. M-am crescut cu lapte. Eu beam unica. Poftiți? Eu beam cafea din aia unica când era mică, suntem de aceeași. Este mai tare ca mine. Eu beam lapte de vacă de la bătâna și cu... Deci nu aveau vacă. Când mi-aducea tata franzelă, era franzelă, știți franzela când eram noi copii? Că era o mamă, franzela era totuși o... Franzela cu lapte dulce, proaspăt, fiert, vă spun că era delicatesă la vremea aia și era mâncarea mea de bază dimineață. Dar nu de foarte multe ori aveam franzela. Nu de foarte multe ori, că tata nu mi-aducea în fiecare zi franzela. Noi mai mâncam și... Pâine neagră, știți, era o pâine neagră rotundă tăiată pe mijloc. Vai de mine, pâinea aia neagră... Mama aia făcea mămăliga, vărsa mămăliga din tuș și mă fierbea laptele. Și ce nu e bun? Foarte bun. Cu ce rămânea, pătuci? Îmi pare rău, dar... Mănânc și astăzi, să știți. Îi punem capăt emisiunii. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru răbdarea de care ați dat dovadă. Eu mulțumesc de invitație și salut pe toți giurgiuvenii. Sunt de asemenea convins că veți avea și săptămâna viitoare răbdarea și încrederea că veți afla lucruri de care dumneavoastră aveți nevoie de un sprijin chiar și moral, nu neapărat financiar, și de încredere în oamenii care urmează să vă reprezinte. Doamnelor și domnilor, încă o dată vă mulțumesc pentru atenția acordată. La revedere pe săptămâna viitoare.